se intonează imnul național al României. Imnul va fi interpretat de către Liba Alexandra Bianca, elev în clasa 4-a B a Școlii Gimnaziale Silvania, sub îndrumarea doamnei învățătoare Sanda Rusu. Deșteaptă-te, române, prin somnul cel
onorat de prezența domnului Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj și a veteranului de război, domnul Balog Alexandru, precum și altor oficialități ale județului. Doamnelor și domnilor, urmează oficierarea serviciului religios. Ia pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le, Hristos să înviat. Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-te spre noi. Ca niște servi netrebnici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra servilor tăi, că de mâinaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem mărire și cu milință strigăm. Mântuiește din toate nevoile pe servii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și te îndură spre noi. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Domnule președinte, domnule comandant, distinși invitați, doamnelor și domnilor, dragi șimleoani, în istoria fiecărei națiuni există câteva momente unghiulare care marchează și definesc întreg parcursul său existențial. Aceste momente sunt distinse pentru fiecare națiune, iar Dumnezeu a rânduit ca pentru națiunea română aceste momente, trei momente,
să fie pecetluite într-o singură zi, cea de 9 mai. Este o zi deosebit de importantă pentru istoria noastră, pentru națiunea noastră și am convingerea să o spun că nu este doar o zi în care marcăm trecutul, ci mai mult decât atât, proiectăm și viitorul acestei națiuni. Sigur că niciun lucru măreț nu se produce la voia întâmplării. Dimpotrivă, pentru orice lucru măreț trebuie muncit. Iar dacă astăzi fiecare dintre noi putem, potrivit articolului 1 din Constituția României, să spunem că România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, nu o putem face decât făcând un recurs la istorie și aducând un omagiu înaintașilor noștri. Ce frumos a spus Mihail Cogălnicianu: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare. Asta suntem, iar asta nu s-a obținut pe un drum de catifea, ci în urma unor bătălii sângeroase ale armatei române, care suntem datori. Înaintașilor noștri le suntem datori pentru ceea ce avem astăzi, pentru că avem o țară care este respectată în lume și de care noi ne putem mândri. Dragi invitați, totodată pe 9 mai noi marcăm sfârșitul poate unei perioade în care atrocitatea nu a avut precedent. Mă refer la cel de-al doilea război mondial. Și astăzi, poate mai mult ca oricând, noi trebuie să căutăm un astfel de moment, pentru că ne uităm nu departe de noi, unde agresiunea și invazia nu are nicio legătură cu umanitatea și cu noțiunea de societate democratică în secolul 21. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să fim solidari, să fim solidari și să facem tot ce ține de noi ca acel moment în care punem capăt agresiunii și invaziei să vină cât mai devreme. Vă spuneam la începutul cuvântului meu că astăzi nu este vorba numai despre trecut, ci și despre viitor. Și n-am spus-o întâmplător, pentru că tot astăzi, mai mult ca oricând, declarația lui Robert Schuman, actul de naștere, dacă vreți, al proiectului european, este cea mai valabilă. În anii de istorie, statul român a realizat că șansa noastră este în interiorul Uniunii Europene, în interiorul unei uniuni în care noi trebuie să fim solidari cu partenerii noștri, în interiorul unei uniuni puternice și consolidate. Pentru că această uniune a demonstrat că aduce cea mai lungă perioadă de prosperitate și dezvoltare țărilor noastre. Prin urmare, să facem tot ce ține de noi, să ducem acest proiect mai departe, să vâslim alături de partenerii noștri. Dumnezeu să binecuvinteze România și la mulți ani Europa! Doamnelor și domnilor, invităm pe domnul colonel Ștefan Toadel, comandantul regimentului 69 artilerie mixte Silvania, să ia cuvântul. Venerabile veteran de război, distinse domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, dragi copii și, în ultimul rând, dragi camarazi, mărturisesc că mă bucur să vă revăd din nou la acest eveniment. Data de 9 mai a străbătut istoria României în trei rânduri, odată în război de independență, și aici ca artilerist sunt foarte mândru pentru că artileria a avut un rol însemnat la câștigarea acestui război de independență, Carol însă și regele României fiind cel care a comandat primul tun la Calafat, la deschiderea focului. Al doilea moment este finalizarea războiului, contribuția României, o știți, 1 milion de oameni care s-au sacrificat. De asemenea, România în al doilea război mondial, în cei 3 ani, 10 luni și 20 de zile, a scurtat războiul cu 10 luni. Și nu în ultimul rând, declarația lui Robert Schuman,
începută între Franța și Germania, care a pus bazele europene. Dar așa cum spunea Iorga, este frumos să citești istoria, dar este important să participi la să o faci. Vreau să vă spun că astăzi este între noi un veteran de război care a făcut acest lucru și căruia permiteți să-i aduc omagiul. Dar așa cum spunea și domnul primar, trebuie să ne descurcăm în orice situație. Pentru mine e un moment extraordinar să pot fi aici alături de dumneavoastră, de aceea îmi permite să-l salut pe domnul primar al orașului Șumleu Silvaniei, pentru un om comandant, pe preacucernicii părinți, distinse oficialități, veteranul de război care ne dă acel exemplu de jertfă pe care unii oameni l-au făcut pentru ca noi astăzi să sărbătorim. Bineînțeles că întotdeauna există și probleme de ceea ce înseamnă puterea noastră de a ne bucura. De aceea cred că ar trebui să vibrăm mai mult, să putem fi mai uniți, să găsim puterea să ne rugăm împreună. Pentru că nici asta nu mai putem face, să ne rugăm împreună pentru viitorul nației noastre. Avem astăzi 9 mai, o zi cu mari reverberații patriotice, de neam și de destin, atât pentru România cât și pentru Europa și în extenso pentru multe, foarte multe țări, bineînțeles, referindu-mă la a doua mare conflagrație mondială. Dragi copii, acum 145 de ani, țara românească și-a câștigat pentru prima dată independența națională față de Imperiul Otoman, devenind un stat liber. Și așa, cum vă spunea și domnul primar înainte, Mihail Cogălnicianu, în Parlamentul României, spunea câteva lucruri foarte importante. Noi suntem o națiune liberă și independentă. Noi trebuie să dovedim că suntem națiune vie, că avem conștiința misiunii noastre, că suntem în stare să facem și noi sacrificii pentru ca să păstrăm această țară și drepturile ei pentru copiii noștri. Dacă noi astăzi suntem aici, ceea ce suntem se datorează previziunilor oamenilor politici de atunci, conducerii statale, precum și vitejiei și eroismului ostașilor români. Avându-i alături pe preoții cu crucea în frunte, iar în inim pe Dumnezeu, ei au biruit prin jertfă pe altarul patriei. Cinste vouă celor de atunci, martiri ai neamului românesc. Nici noi sălăjenii nu ne-am dezis nici o clipă de îndatorirea sfântă de a fi părtași la eforturile suscitate de dăruirea neamului. Doamnelor și domnilor, continui cu parafrazarea spuselor poetului Iosif Vulcan la comemorarea morții lui Simeon Bărnuțiu. Sălajul este pământ sfânt, cu bărnuț în leagăn și în mormânt. Și aș adăuga faptul că sălajul mustește de energia creativității marilor titani ai Ardealului și ai neamului românesc, care și-au rădăcinile în arealul numit simbolic Țara Silvaniei. Acum 77 de ani a capitulat Germania nazistă, iar forțele binelui au înfrânt forțele răului, dar după cum vedem astăzi, doar pentru o scurtă perioadă, pentru că au trecut într-adevăr o anumită perioadă de atunci, dar în istoria noastră o putem socoti scurtă. Și oricât am avea tendința să credem că binele poate fi etern, este nevoie de lupta noastră continuă pentru a face loc binelui și adevărului printre noi. Este nevoie de lupta noastră continuă de a ne ruga împreună și a avea încredere în Dumnezeu că doar prin rugăciune putem să ajungem la liniștea și la pacea pe care ne-o dorim cu toții.
De-a lungul timpului am văzut războaie, am văzut propagandă și am văzut oamenii din spatele războaielor. Sperăm ca de această dată oamenii să fie mai buni și să îngroape această secură a războiului înainte de a face mai multe victime, înainte de a se întinde pe teritorii unde astăzi avem pace. Eu sunt convins că împreună ne vom ruga destul, astfel încât Dumnezeu, pentru că doar El poate să oprească acest război care se întinde pas cu pas spre locuri pe care noi le credem sigure. Acum 72 de ani s-a născut Uniunea Europeană. La început, sub denumirea de Comunitate Europeană a Cărbunelui și Oțelului, cu scopul de a asigura un control asupra fabricării armamentului greu și de blindate. Rezultă așadar că a fost primul gest care s-a concretizat printr-un program nobil vis-a-vis de ororile întâmplate în al doilea război mondial. Pe urmă, această comunitate a căpătat valențe economice profitabile pentru Europa și pentru terțe state. Distinși participanți, astăzi, 9 mai 2022, privind în urmă la toate aceste evenimente istorice, îmi doresc să cred că noi cei de astăzi, prin truda și prin facerile noastre, putem să administrăm prezentul și să așternem viitorul, astfel încât odă bucuriei să răsune mereu în inimile și în sufletele noastre. Pentru acești copii minunați, pe care avem în noi, zic, datoria de a-i proteja și de a-i face să trăiască clipe de bucurie pe care noi poate doar ni le-am dorit și nu le-am avut. Să dea Dumnezeu pace în lume, să binecuvinteze România, țara Silvaniei și pe noi toți cei aici prezenți. Vă mulțumesc!